Chiar și 6 luni, atât poate sta vacantă o ofertă de angajare venită din partea fabricilor de pe platforma industrială din municipiul Buzău. Concret, este vorba despre meseriile aflate la mare căutare în ultimii ani pe piața forței de muncă și care, din păcate, au cel mai mare deficit de personal în județul nostru. Strungarii, frezorii, electricienii, lăcătușul mecanic sunt doar câteva dintre meseriile pentru care patronii oferă salarii chiar și până la 3500 de lei, dar pentru care, din păcate, nu are cine să candideze. Se cere altceva decât s-a cerut acum 15-20 de ani sau decât s-a cerut acum 5 ani. Sunt structuri profesionale specifice, de multe ori industrii grele, prelucrătoare. Să nu uităm că platforma economică a municipiului Buzău are societăți comerciale care produc în forță. Deci pentru a produce înseamnă o tehnologie modernă ca să rezisti concurenței de pe piața acum europeană. Și ca să ai tehnologie, dacă n-ai forța de muncă calificată, tehnologia înseamnă un fier, iertați-mi, mort, un fier care nu poate fi pus în mișcare. Așa se face că în prezent aproape jumătate dintre locurile de muncă ofertate prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă se adresează acestor categorii de meserii. Din nefericire, cam greu mai găsești un frezor în ziua de astăzi. Din nefericire, un sudor, deja dacă trebuie să ai o mare baftă ca să mai găsești tu ca angajator, ca entitate economică, un sudor și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, iată niște repere către care ar trebui să se îndrepte și învățământul românesc. Tot cu dificultate își găsesc un angajat calificat și patronii restaurantelor din oraș. Aceștia se plâng că tinerii vin fără experiență, dar și fără dorință de muncă. Avem un anunț dat de 2 săptămâni, atât la ziar, atât pe un site. Este foarte greu, deoarece tinerii nu sunt foarte dornici de a lucra, nu sunt calificați în acest domeniu, deci în acest moment este chiar o problemă în ceea ce privește a găsi pentru localurile noastre ospătari cât și bucătari. În schimb, ofertele de angajare venite din partea instituțiilor financiar-nebancare, acolo unde se pot adresa chiar și cei fără experiență în domeniu sau persoanele cu studii medii, prezintă un grad mare de interes. Joburile precum consultant credite sau consilier financiar sunt căutate în special de buzoienii cu vârste cuprinse între 30 și 35 de ani, dornici să-și crească veniturile actuale sau să dezvolte o carieră în domeniul vânzărilor. Dificil nu este, acum depinde de posibilitatea fiecăruia, eu știu, funcție de jobul pe care îl are, de schimbarea locului de muncă și așa mai departe. Spuneți-mi cam cât stă oferta dumneavoastră pe piață până să fie ocupată? În jur de 2-3 luni aproximativ, funcție de nevoile companiei. În prezent, oferta lansată pe site-ul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău cuprinde un total de 179 de posturi scoase spre ocupare, atât de firme locale cât și cele naționale care au reprezentanțe în județul nostru. De asemenea, cei aflați în căutarea unui loc de muncă, dar dispuși să plece la muncă peste hotare, pot opta pentru unul dintre cele 400 de posturi vacante prin rețeaua EURES. Pe de altă parte, buzoienii sunt așteptați la bursa locurilor de muncă generală, pe care AJOFM o va organiza în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie, în incinta Liceului Agricol din municipiul Buzău.